Deplasare cu taste pe scena Sketch. Proiectul nostru își propune să creeze o aplicație care să permită deplasarea unui personaj prin utilizarea tastelor săgeată la dreapta, săgeată la stânga și săgeată sus. Aceasta din urmă va roti personajul cu 90 de grade în sens invers rotirii acelor de ceasornic. Scena Scratch face parte din galeria de decoruri a aplicației Scratch. Localizați pe scenă la alegere doar 3 dintre următoarele puncte. Vom observa că punctele sunt situate pe cele două axe, axa orizontală X și axa verticală Y, care secționează scena în 4 cadrane. Axa X orizontală roșie, axa Y vertical albastră, cadranele 1, 2, 3, 4. Aplicația continuă cu blocurile grafice care programează tasta săgeată sus, săgeată la dreapta și săgeată la stânga. Cu clic pe dreapta, personajul se poate duplica. În aplicație, cel de-al doilea personaj este controlat de tastele A pentru deplasare stânga, tasta D pentru deplasare la dreapta și tasta W pentru rotire personaj cu 90 de grade. Proiectul nostru prezintă două personaje care se deplasează pe scena Scratch astfel. Personajul 1 este controlat de tastele săgeată. Personajul 2 este controlat de tastele W, D și A. Personajele ar trebui să păstreze, ca limita deplasării, ecranul în care sunt așezate. Programul afișează un mesaj de bun venit dacă personajul al doilea se apropie de personajul 1 până când îl atinge. Iată cum funcționează proiectul nostru. Putem observa că personajele pot să circule libere cu ajutorul tastelor în toate cadranele, dar cerința problemei este ca ele să rămână prizoniere cadranului în care au fost așezate inițial. Iată și situația în care personajul cu numărul 2 îl atinge pe primul personaj.